1001 de nopți. În cea de-a 29-a noapte, continuă povestea cu cocoșatul, cu croitorul, cu hachimul evreu, cu bașbucătarul și cu misitul creștin. Dar când fu cea de-a 29-a noapte, Scheherazada spuse: Mi s-a izvodit, o norocitule sultan, că atunci când tânărul i-a spus bărbierului: Ai hotărât să mă faci să mor de nerăbdare și de nebunie? Bărbierul i-a răspuns: Află totuși, o stăpâne al meu, că eu sunt omul acela pe care toată lumea îl știe pe numele de El Samet, adică tăcutul. În temeiul scumpătății mele la vorbărărie, întrucât nu te dovedești deloc drept cu mine când mă socoți un palavragiu. Mai cu seamă dacă binevoiești o clipită să-ți iei o steneală de a mă măsura cu frații mei. Căci să știi că am 6 frați care, ei neîndoielnic, sunt tare fleicari. Și ca să te fac să-i cunoști, iacătă că am să-ți spun numele lor. Pe cel mai mare îl cheamă El Bacbuc, adică acela care trâncănind stârnește un gâlgâit ca de urcior. Pe cel de-al doilea, El Hadar, adică care mugește într-una ca o cămilă. Pe cel de-al treilea, Bacbac, adică cotcodăci la iuritul. Pe cel de-al patrulea, El Cuze la Suani, adică urciorul care nu se sparge de la Suan. Și pe cel de-al cincilea, El Așar, sau cămila care adaosă ori căldarea cea mare. Pe cel de-al șaselea, Sacalic, sau oală spartă, iar pe cel de-al șaptelea, El Samet, adică tăcutul, și tăcutul acela sunt chiar eu, sluga ta. Când auzi toate vorbele acestea vânturate de bărbier, simți că de nerăbdare plesnește beșica fierii umflată în mine și strigai la unul dintre slujitorii mei cei tineri: Dă-i repede un sfert de dinar acestui in și fără să se cărăbărească departe de mine, din cinstire față de Allah, că nu mai vreau nici de cum să mă mai rad pe cap. Când auzi porunca mea, bărbierul spuse: O, stăpâne, ce vorbe grele mi-e dat să aud, pe Allah! Să știi bine că fără de nicio plată vreau să am cinstea de a te sluji. Și trebuie numai decât să te slujesc, întrucât este datoria mea să fiu întru totul în slujba ta și să-ți îndeplinesc vrerile. Și m-aș socoti umilit pe totdeauna dacă aș primi ceea ce tu cu mărenie mie vrei să-mi dai, întrucât tu nu știi nimic despre prețul meu. Eu, dimpotrivă, pun prețul tău la tare multă scumpătate și sunt încredințat că ești vrednic fiul al răposatului tău părinte, aibă la lah într-o mila sa, întrucât părintelui tău i-am fost datornic pentru toate facerile de bine cu care m-a acoperit, că era om plin de filotimie și de fălnicie. Și mă ținea la mare prețuire până într-atâta încât într-o zi a trimis după mine. Și era o zi la fel de binecuvântată ca aceasta de astăzi. Când am ajuns la el, l-am găsit înconjurat de musafiri mulți. I-a lăsat pe dată spre a se ridica și a venit în întâmpinarea mea și mi-a spus: Te rog să-mi iei o leacă de sânge. Eu atunci mi-am luat astrolabul, am măsurat înălțimea soarelui, am cercetat cu grijă numerele și am dovedit că ceasul era rău și că fapta de a lua sânge era tare nevoioasă în ziua aceea. Și i-am împărtășit pe dată temerile mele răposatului tău părinte, care s-a supus cu minte vorbelor mele și a avut răbdare până ce a venit ceasul cel bun și prielnic pentru hărăxire. I-am scos atunci o măsură bună de sânge și a stat cu minte să-l scot și mi-a mulțumit tare călduros. Și mi-a mulțumit asemenea toți cei de față. Și spre a mă răsplăti de sângele pe care l-am scos, răposatul tău, părinte, mi-a dat pe loc 100 de dinari de aur. La vorbele acestea îi spuse-i bărbierului: Nu l-ar mai avea nici decât Allah într-o mila sa pe răposatul taică-meu, care a fost atâta de orb încât să se fi slujit de un bărbier de teapa ta.
iar bărbierul, auzindu-mă, începu să râdă, clătină din cap și spuse: Nu este alt Dumnezeu decât numai Allah și Mahomed este trimisul lui Allah. Binecuvântat să fie numele lui Allah, ca celuia care schimbă și carele el nu se schimbă în veci. Ori eu, flăcăule, te socoteam dăruit cu judecată, dar acum bag de seamă că boala pe care ai avut-o s-a șoimănit de-a binelea mințile și te-a făcut de-ai ajuns să vorbești în dodii. Dar nu mă minunează prea tare, dat fiindcă eu cunosc vorbele cele sfinte pe care Allah le-a spus în cartea noastră cea sfântă și scumpă, la capul care începe cu vorbele: aceia care își sugrumă mânia și îi iartă pe culpeși, încât binevoiesc ca uita greșalele tale față de mine și lipsurile și le iert de toate. Dar chiar că nu pricep nimic din pricina ei, au nu știi că părintele tău nu purcedea niciodată la nimic fără să-mi ceară sfatul și ca într-aceasta urma zicala care spune: omul care ia sfat se pune la adăpost, iar eu, să fii încredințat, sunt om de mare preț și nu ai să mai găsești vreodată un ins de mai bun sfat, nici mai dăscălit în pravilele înțelepciunii și în dibăcia de a dirigui cu iscusință daravelele. Așa că iacă-te-mă, stând drept pe cele două picioare ale mele și așteptându-ți poruncile și în totului tot gata a te sluji. Dar ia spune-mi, cum se face că eu nu sunt deloc lehămetit de tine pe când tu ești atâta de sastisit și de mânios? Dreptu-i că eu, dacă mă înarmez față de tine cu atâta răbdurință, o fac numai din cinstire pentru amintirea părintelui tău, căreia sunt datornic cu atâtea afaceri de bine. Atunci îi răspunse: Pe Allah, e prea de tot într-adevăr, ai să mă omor cu vorbăria și cu trâncăneala ta. Așa că îți mai spun o dată că nu te-am poftit aici decât să mă raz pe cap și apoi să pleci. Cât mai iute! Și spunându-i vorbele acestea, mă ridicai cu mânie mare și vreau să ies la lung și să plec, măcar că el îmi și muiase căpățâna și mi-o să punise. Atunci, fără a se tulbura, îmi spuse: Chiar că acum pricep limpede că ți-am pricinuit o supărare de neîndurat, dar nu te cert pentru asta, întrucât văd prea bine că ești slab la minte și că încă ești junaș și nu prea multă vreme a trecut de când te mai luam copil călare pe umerii mei și te duceam așa la școală unde nu vroiai să mergi. Îi răspunse: Haide, frate, mă juruiesc ție pe Allah și pe adevărul lui cel sfânt. Du-te de aici și lasă-mă să-mi văd de treburi. Du-te, dar pe socoteala drumului tău. Și rostind vorbele, mă cuprinse o toană de nerăbdare atâta de amarnică, încât îmi rupse hainele și începui să scot niște țipete fără șir, ca un nebun. Când mă văzu că mă port așa, bărbierul se hotărâ să-și ia briciul și să-l tragă pe cureaua pe care avea prinsă la brâu. Dar atâta vreme zăbovi cu trasul și răstrasul briciului pe curea, de era să-mi simt sufletul cum îmi iese din trup. Până la urmă se apropie de capul meu și chiar îmi reteză câteva fire. Apoi se opri și ridică mâna și îmi spuse: O, tinere al meu, mânia este o ispită de la șeitan. Și îmi prociti stihurile acestea: O, înțeleptule, să iei aminte și îndelung să chipzui ce ai de gând. Și tot ceea ce faci, fă pe îndelete, nu da pripeirii niciodată rând. Și mai cu seamă de ți-a fost menirea să fii judecător pe acest pământ. O, tu, judecătorule, de-i judeci milos pe cei ce stau înaintea ta, când vei fi dus și tu la judecată, la rândul-ți și tu milă vei afla. Și nu uita că nu-i pe lume mână care să nu se îndoaie într-o clipire, când mâna lui Allah își lasă asupra-i puterea ei, fără asemuire. Și nu uita că și nelegiuitul și asupritorul, oricât de mișei, își vor găsi cândva nelegiuitul și asupritorul mai răi decât ei. Pe urmă îmi spuse: O, stăpâne al meu, văd prea bine că nu ai nicio prețuire pentru vredniciile și harurile mele. Și totuși, mâna aceasta care te rade astăzi, tot te atinge și alintă capete de sultan, de emir, de vizir, de navabi și ale tuturor oamenilor de viță și de faimă. Și anume pentru mine, ori în cinstea vrunuia care mi se prea asemuie, a zis poetul:
Socot că meseriile sunt toate gherdane fără preț de nestemate. Dar bărbierul acesta plin de har este mărgăritarul cel mai rar, că întreci în măiestrie și în cuvânt toți cărturarii de pe acest pământ. Sub mâna-i blândă, chiar dacă săracă, și capetele de sultan se apleacă. Drept răspuns la toate vorbele acestea, îi spuse-i bărbierului: vrei într-un sfârșit să-ți vezi de meseria ta, orba, că chiar mi-ai sugrumat sufletul și mi-ai storcit de-a binelea creierii. El atunci îmi spuse: ajung să cred că ești cam grăbit să sfârșesc. Iar eu strigai: păi da, hotărât! Păi da, hotărât! El răspunse: de dă-ți sufletul să fie răbdător și cumpătat, întrucât graba este o momeală de la cel ispititor și ea nu poate să aducă decât căință și toate pagubile nenorocului. Și apoi domnul nostru Mahomed, asupra-i fie rugăciunea și pacea, a spus: cel mai frumos lucru de pe lume este cel făcut pe îndelete și când e copt cu totul. De aceea, ce spuneai, tare mi-a stârnit grija. Și mă rog ție să-mi deștern pricina care te face atâta de îndărdorat și pentru care ești atâta de zurit. Nădăjduiesc pentru tine că este o pricină plăcută și mi-ar fi tare ciudă dacă ar fi altfel. Dar chiar că trebuie să mă opresc o leacă, întrucât nu mai rămân decât câteva ceasuri de soare prin cios. Atunci puse briciul deoparte și își luă astrolabul și se duse la soare și șezu o bună bucată de vreme în curte și măsură înălțimea soarelui, dar tot fără a mă scăpa din vedere și aruncându-mi din când în când câte o întrebare. Pe urmă se întoarse la mine și îmi zise: dacă pentru rugăciunea de nămiez ești atât de zorit, chiar că poți să aștepți liniștit, întrucât ne mai rămân vreo 3 ceasuri bune, nici mai mult, nici mai puțin. Eu nu greșesc niciodată în socotelile mele. Îi spuse: în numele lui Allah, cruță-mă de dăscălirile astea, că mi-ai făcut mințile harcea-parcea! Atunci își luă iarăși briciul și se apucă să-l agerească precum făcuse și mai înainte și începu iară să mai radă o leacă pe cap. Dar nu putu să se oprească, nu trâncă nimai departe, și îmi spuse: sunt tare necăjit de nerăbdarea ta și dacă ai vrea să îmi dezvăluiești pricina, ți-ar fi spre bine și spre folos, întrucât știi acum la ce prețuire mă ținea părintele tău și că nu purcedea niciodată la nimic fără a-mi cere sfatul. Văzui atunci că nu mai era pentru mine nicio cale de scăpare și gândi în cugetul meu: iacă-te că se apropie vremea rugăciunii și trebuie să ajung la copilă, numai că are să fie prea târziu și de-abia am să ajung eu acolo, că oamenii au să și sfârșească rugăciunea și au să și plece din moschei. Și atunci totul are să fie pierdut pentru mine. Așa că îi spuse-i bărbierului: scurtează odată și alungă departe de tine toate vorbele astea goale și toată iscodeala asta necuvincioasă. Dacă vrei numai decât să știi, află că trebuie să mă duc la un prieten unde sunt poftit la un ospăț. La vorbele mele despre poftire și despre ospăț, bărbierul îmi spuse: Allah să te binecuvânteze și ziua aceasta să-ți fie plină de îmbelșugare, întrucât tocmai mi-am adus aminte că și eu am poftit la mine pentru astăzi câțiva prieteni și am uitat să le pregătesc masa. Nu mi-a mai venit în gând decât acum, când e prea târziu. Eu atunci îi spusei: nu te mai îngrijora de întârziere, că am să dreg eu lucrurile pe dată. De vreme ce eu nu mănânc la mine acasă și sunt poftit la ospăț, am să-ți dau tot ceea ce se află aici, și mâncăruri, și fripturi, și băuturi, dar numai dacă numai decât vei pune capăt întregii daraveli și dacă vei isprăvi repede să mă ras pe cap. El îmi răspunse: răsplătească-te Allah cu darurile lui și povârnească-ți-le într-o zi cu binecuvântare. Ci, o stăpâne al meu, ai bunătatea de a-mi înșira o leacă lucrurile cu care vrei să mă miluiești, ca să le știu. Îi spuse-i: am depus la îndemâna ta 5 cratițe pline cu tot felul de bunătățuri. Vine-te și dovlegei umpluți, sărmăluțe în foi de viță și stropite cu lămâie, chifteluțe prăjite făcute cu grâu râșnit și cu carne tocată, orez cu pătlăgele roșii și cu tochitură de mușchi de berbec, tocăniță cu ceapă, mai am și 10 pui fripți, un berbec la grătar, apoi 2 sinii mari, una cu chenafa și alta cu plăcinte, cu brânză dulce și cu miere,
poame de toate soiurile, castraveți, harbuși, mere, lămâi, curmale proaspete și încă multe altele. El atunci îmi spuse: poruncește să fie aduse toate dinaintea mea ca să le văd. Iar eu porunci să fie aduse toate și el le cercetă și gustă din fiecare și îmi spuse: dărnicia ta este o dărnicie mare, dar lipsesc băuturile. Îi spuse: am și din acelea. El îmi spuse: poruncește să fie aduse. Și porunci să fie aduse 6 uluri pline cu 6 soiuri de băuturi, iar el gustă din fiecare și îmi spuse: miluiască-te Allah cu toate harurile lui, darnic suflet ai, dar lipsesc tămâia și smirna și mirodenile de ars și încățui, precum și apa de trandafir și apa de flori de portocal cu care să-i stropesc pe oaspeții mei. Porunci atunci să-i fie adusă o cutiuță plină cu chihlimbar, cenușiu, cu lemn de aloie, cu nard, cu musc, cu tămâie, cu smirnă, toate prețuind peste 50 de dinari de aur. Și nu uitai nici de zmeurile înmiresmate și de stropitoarele de argint pline cu apele îmbălsămate. Și întrucât vremea se sugrumase precum pieptul meu, îi spuse-i bărbierului: ia-le pe toate, dar isprăvește amărade pe tot capul pentru numele lui Mahomed, asupra fie rugăciunea și pacea lui Allah. Bărbierul îmi spuse atunci: pe Allah, nu voi lua cutiuța până nu o voi deschide și a vedea ce se află în ea. Atunci îi porunci slujitorului meu cel micuț să deschidă cutia, iar bărbierul își puse deoparte astrolabul și se lăsă pe vine și începu să prefire prin mâini toate parfumurile, tămâia, smirna, muscul, nardul, lemnul de aloie, câte se aflau în cutie, și le adulmecă rând pe rând și cu atâta negrabă și de alunceală, când simțeam sufletul gata să se lepede de trupul meu. După aceea se ridică și, mulțumi, își luă briciul și se pregăti să se apuce iarăși amăra de pe cap. Și de-abia de începuse că se și opri scurt și-mi zise: pe Allah, o copilul meu, nu mai știu pe care dintre voi doi se cade să-l binecuvântez. Că într-adevăr, ospățul pe care urmează să-l dau acasă la mine se datorează întru totul pornirii tale mărinimoase și darurilor tale împărătești. Dar ce să-ți mai spun, că chiar nu am ca musafir la mine decât niște inși prea puțin vrednici de tot ospățul acesta falnic, întrucât sunt ca și mine niște oameni de felurite îndeletniciri. Dar sunt de treabă și plin de haz în felul lor, și dacă e să-ți înșir, sunt mai întâi minunatul zeitun, masagiul de la hamam, veselul și mucalitul Salin, vânzătorul de năut prăjit și râșnit, haucal, bragagiul, hacrașat, zarzavagiul, hamid, gunoierul, și într-un sfârșit, hacareș, iuaurgiul. Toți prietenii aceștia pe care i-am poftit nu sunt întocmai ca și mine, sluga ta, nici palavragii, nici scoditori opraznici, dar sunt niște tare strașnici petrecăreți care alungă toată mohorala. Cel mai neînsemnat dintre ei are mai mult preț în ochii mei decât cel mai puternic sultan. Află într-adevăr că fiecare dintre ei este vestit în toată cetatea Bagdadului pentru dansul și pentru cântecul său anume. Și dacă îți face bucurie, am să-ți joc și am să-ți cânt dansul și cântecul fiecăruia. Așa că uită-te la mine și ia seama. Ia cătă dansul prietenului meu Zeitun, masagiul. Ia uite, cât despre cântecul lui, ia cătă-l. Ce dulce e, iubita mea! Nici miaua cea mai dulce nu-i dulce atâta cât e ea. Eu fără ea n-aș mai putea, ea fără mine tot așa. O clipă dacă o las abia, mă strigă îndată iar și vrea în pat să mi se culce. Ce dulce e, iubita mea! Nici miaua cea mai dulce nu-i dulce atâta cât e ea. Ci o stăpâne al meu, urmă bărbierul, în ceea ce-l privește pe prietenul meu Hamid, măturătorul de gunoaie, ia cât o dansă lui. Vezi cât este de pojarnic și plin de pricepere și de veselie? Dar cât despre cântecul lui, ia cât-l. Muierea mea, zgârcită cei, de-aș face după îndemnul ei, m-aș prăpăti de nemâncare. Muierea mea, cu sânii grei, balcâză toată din temei, de-aș face după vorba ei, aș zace pururi ale lei. În casa mea, ca într-o închisoare. Muierea mea încuie tot cu grijă mare în dulap, iar eu mă șterg frumos pe bot. Uit foamea neagră, masa, pita și o iau la fugă ca să scap. Când mă îmbie cu ispita,
că atâta de silnică e urâta și amarnică într-atâta, cât ar fugi de-al ei iubit până și cel mai crunt arab, cu nasul mare și turtit. Iar eu, până într-un sfârșit, sunt taman bun de jucănit. Pe urmă, bărbierul, fără a-mi da răgaz să fac vreun semn de împotrivire, înfățișă toate dansurile prietenilor săi și cântă toate cântecele lor. Apoi îmi spuse: ia câtă ce pot să facă prietenii mei cei buni. Dacă dar ai vrea să te veselești strașnic, te sfătuiesc spre folosul tău și spre bucuria noastră a tuturora să vii la mine să iei parte la tovărășia noastră și să-i dai încolo pe prietenii la care îmi spuneai că ai de gând să te duci. Că văd că mai ai pe chip urme de neputere și vădești bolnăveală. Și s-ar putea să dai printre prietenii tăi de niscai vainși, de dați, putrâncăneli goale, ori de niște palavragii săcăitori și de niște iscoditori neobrăzați. Și o să te facă să cazi iarăși într-o boală încă și mai rea decât cea din tâi. Eu atunci îi spusei bărbierului: astăzi îmi este peste putință să primesc poftirea ta, dar va fi pe o altă zi. El îmi răspunse: lucru cel mai nimerit pentru tine, îți mai spun odată, este de a grăbi ceasul intrării tale în casa mea și de a veni fără de zăbavă să te desfeți cu toată bunăcuvința prietenilor mei și să te bucuri de însușirile lor minunate. Și așa vei urma spusa poetului: prietene, nu da vreodată în lături prilejul desfătării ce te îmbie și nu lăsa pe mâine niciodată a bucuriei veselă solie. Că nu oricare zi încununată cu nimbul strălucind de bucurie și nu-ți întinde buzele gingașe o desfătare în orice ceas, se știe. Norocul e o femeie și se schimbă ca o femeie dulce și norlie. Atunci, față de toate piedicile și de toate trâncănelile lui, nu mă putui opri să nu râd, dar cu inima fultuită toată de mânie grea. Pe urmă îi spusei: acum îți poruncesc să sfârșești treaba pentru care te-am chemat și să mă lași să mă duc în calea lui Allah și sub sfânta lui oblăduire. Iar la rândul tău să te duci și să te întâlnești cu prietenii tăi care la ceasul acesta pe semne că te-or aștepta cu nerăbdare. El îmi răspunse: dar de ce nu vrei să te învoiești? Chiar nu-ți cer decât un lucru, să mă lași să-ți înfățișez pe prietenii mei, ortacii aceia de sfătători care nici vorbă să fie niscai vainși iscodelnici. Întrucât te încredințez că, odată ce ai să-i vezi, nu vei mai vroi să ai de-a face cu alții și îi vei da încolo pe prietenii tăi de acum. Îi spusei: Allah sporească-ți încă și mai mult bucuria pe care ți-o aduce prietenia lor. Și de altminteri îți făgăduiesc că într-o zi am să-i poftesc chiar eu să vină la un zaiafet pe care am să-l dau anumea pentru ei. Atunci afurisitul de bărbier se înduplecă a fi de părerea mea, dar îmi spuse: de vreme ce văd că totuși ții astăzi mai mult la ospățul cu prietenii tăi și la tovărășia lor decât la tovărășia cu prietenii mei, ai răbdare și așteaptă până dau fuga să duc la mine acasă toate bucatele pe care le datorez filotimiei tale. Am să le pun pe masă dinaintea musafirilor mei și întrucât prietenii mei nu o să fie atât de nerozi încât să se supere dacă am să-i las să facă singur cinstirea mesei mele, am să le spun că nu au nici a se bizui pe mine, nici a aștepta întoarcerea mea. Și numai decât mă voi întoarce la tine și te voi însoți acolo unde vrei să te duci. Strigai atunci: nu este ajutor și putere decât la Allah cel prea înalt și atotputernic. Bre, omule, du-te să te întâlnești cu prietenii tăi și veselește-te cu ei în desfătare și lasă-mă pe mine să mă duc la prietenii mei care trebuie să aștepte sosirea mea chiar la ceasul de acum. Iar bărbierul îmi spuse: Nu, niciodată n-am să mă îndur să te lași să pleci singur. Îi răspunse atunci, silindu-mă amarnic să nu-l ocărăsc. Dar înțelege odată că locul unde mă duc nu poate să fie călcat decât numai de mine. El îmi spuse: atunci pricep, socot că ai întâlnire cu vreo femeie, întrucât de n-ar fi așa, m-ai luat cu tine. Și totuși să știi că mi se cuvine o atare cinste mai mult decât oricărui altuia de pe lume și că pe deasupra ți-aș fi de mare ajutor în tot ceea ce vrei să faci. Și apoi, tare mi-e teamă că femeia aceea să nu fie vreo mișaua străină. Atunci vai de tine dacă vei fi singur, îți vei lăsa sufletul acolo neîndoielnic.
întrucât această cetate a Bagdadului nu se potrivește neam la atare soiuri de întâlnișuri, dar deloc. Și mai cu seamă de când îl avem pe valiul cel nou, care este de o asprime cumplită față de asemenea soiuri de lucruri, că se spune că nu are nici zeb, nici ouă și că, de ură și de zavistie, pedepsește amarnic asemenea soiuri de drăgosteli. La vorbele acestea, nu mai putui să stau locului și strângai cu năprasnă. O, tu, cel mai afurisit dintre toți mișeii și călăii, ai să pui odată capăt, da ori ba pălăvrăgelilor cu care mă omori. Atunci bărbierul se înduplecă să tacă o bucată de vreme, își luă iarăși briciul și îi sprăvi într-un sfârșit să măradă pe tot capul. Dar toate acestea făcuseră ca vremea rugăciunii de la amiază să fi venit. Ba rugăciunea chiar trebuia să fie ajuns destul de departe și urma să înceapă predica. Atunci îi spuse-i spre a-l face să-și ia tălpășița. Mergi la prietenii tăi să le duci toate bucatele și toate băuturile de aici, iar eu sfăgăduiesc că aștept până te întorci, ca să poți să mă însoțești la întâlnirea aceea. Și stărui așa ca să-l înduplec. El atunci îmi spuse: văd limpede că vrei să mă duci cu vorba ca să te scap de mine și să te duci singur. Dar te prevestesc că dacă faci așa, te arunci în niște prăpăduri din care nu vei putea să găsești nici ieșire, nici scăpare. Așa că te juruiesc, spre binele tău, să nu te miști de aici până ce nu mă întorc. Să te iau și să te însoțesc spre a ști cum se va sfârși jitania ta. Îi spuse: bine, dar pe Allah să nu fii prea zăbavnic a te întoarce. Bărbierul atunci mă rugă să-l ajut a-și pune în spinare toate lucrurile pe care le dăruisem și pe cap cele două tablale pline cu plăcintării și încărcat așa plecă de la mine. Căci afurisitul, de cum ajunse afară, strigă doi hamali, le dădu în seamă povara, le spuse să care totul la el acasă în cutare loc, iar el se piti la pândă pe o ulicioară dosnică să aștepte plecarea mea. Cât despre mine, numai decât mă sculai, mă spălai cât mai repede cu putință, mă îmbrăcai cu hainele mele cele mai frumoase și ieșii din casă. Și chiar în clipita aceea, auzi glasurile muezinilor de pe minarete cum chemau pe drept credincioși la rugăciunea de amiază în acea sfântă zi de vineri. Bismillahirrahmanirrahim, în numele lui Allah, iertătorul cel fără de margini și milostivul, mărire lui Allah, stăpânul lumilor, a toate iertătorul și milostivul, Doamne al tuturora, singur judecător la ziua de răsplată, pe tine te preamărim, de la tine cerșim ajutorare. Îndrumă-ne pe calea cea dreaptă, pe calea celor pe care i-ai acoperit cu milele tale, nu pe calea celor care ți-au stârnit mânia, nici pe calea celor care se află în rătăcire. Amin. Odată ieșit afară din casă, mă îndreptai cu toată graba spre casa fetei. Când ajunse la poarta cadiului, mă întoarse din întâmplare și îl văzui pe afurisitul de bărbier la colțul uricioarei. Atunci, cum poarta casei era întredeschisă, mă repezi înăuntru și închise repede poarta. Și-o văzui în curte pe bătrână care mă îndrumă pe dată la catul de sus, unde se afla codana. Dar de-abia intrarăm că și auzirăm niște oameni venind pe uliță. Era cadiul, tatăl copilei și alaiul lui care se întorceau de la rugăciune. Și îl văzui în uliță pe bărbierul care sta în picioare și mă aștepta. Cât despre cadiu, codana mă liniști și îmi spuse că tatăl ei nu venea pe la ea decât rare ori și că, de altminteri, se afla oricând pentru mine un mijloc de a nu fi văzut. Dar spre nenorocirea mea, vru Allah să se petreacă o întâmplare care avea să-mi fie amarnică. Într-adevăr, se brodi că taman în ziua aceea, uneia dintre roabele copile ale cadiului să-i se cadă o pedeapsă. Și cadiul, de cum intră în casă, se apucă să-i dea chelfănea la cuvenita acelei roabe copile și pe semne că îi altoi prea tare poponețul, întrucât ea a început să scoată niște țipete smintite. Și atunci unul dintre arapii casei intră ca să încerce să pună o vorbă bună pentru ea, iar cadiul mânios se năpusti pe el cu lovituri de nuia. Și arapul pe dată începu să urle și el. Se stârni atunci o hărmălaie de se sculă toată ulița, iar bărbierul nenorocirii gândi că fusesem prins și pedepsit eu și că eu scoteam țipetele acelea. Atunci se apucă să dea niște răcnete de moarte, să-și sfâșie hainele, să-și toarne țărână pe cap și să cerșească ajutorul trecătorilor care începură să se adune împrejurul lui. Și se văicărea și striga: îl omoare pe stăpânul meu în casa cadiului! Pe urmă, țipând într-una,
alergă la mine acasă, urmat de o liută întreagă, și se duse știrea tuturor celor din casa mea și slugilor mele, care pe dată se înarmară cu ciomege și o luară la fugă înspre casa cadiului, râcrind și asmunțindu-se unii pe alții. Și ajunseră toți cu bărbierul în frunte, care își tot sfâșia hainele și țipa cât îl țineau beregatele dinaintea porții cadiului, acolo unde mă aflam eu. Când auzi toată zarva de dinaintea casei sale, cadiul se uită pe fereastră și văzu ceata de zărghiți care izbeau în poartă cu ciomegele. Atunci, găsind că lucrul era cu primejdie, coboră și deschise ușa și strigă: „Hei, oameni buni, ce-i cu voi?” Iar slugile mele țipară: „L-ai omorât pe stăpânul nostru!” El le spuse: „Dar cine este stăpânul vostru și ce a săvârșit ca să-l fiu omorât?” Căci, în clipa aceasta povestirii sale, Șeherezada văzu că se luminează de ziua și tăcu sfioasă.